Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Suceava au efectuat peste 540 de controle în județ în luna martie pentru a verifica dacă se respectă legea. În urma verificărilor au fost aplicate și sancțiuni. Inspectorul șef al Serviciului Control în Sănătate Publică, doctorul Dinu Sădean, a declarat că în domeniul non-aliment au fost efectuate numai puțin de 299 de controle. Aici menționez la controlele pe apă o amendă de 4.000 de lei la o unitate din mediul rural pentru lipsa monitorizării de control și de audit. Pentru asta a fost aplicată amenda de 4.000 de lei. În mediul rural. Mai departe avem pe turism 6 controle, pe mediu 4, unități de muncă de medicina muncii 2, pe produse cosmetice avem 71, dintre care din astea 71, 52 sunt la unități de desfacere a produselor cosmetice și 19 la alte unități de prestări servicii. Pe produse biocide avem 38, unități de învățământ am avut 12 controle, unități sanitare cu excepția spitalelor am avut 64 de controle, dintre care 64, dintre care la laboratoare 4, cabinete de medicină primară, asistență medicală primară 9, asistență medicală de specialitate 36 și medicină dentară 13. În ceea ce privește controlele efectuate în domeniul aliment, acestea s-au ridicat la 244, cele mai multe au vizat magazinele. Producători primari, aici intră fermele, 3 controle. Producători și ambalatori sunt procesatorii, 5 controle de carne și produse lactate. La distribuitori și transportatori, deci la depozitele Angro, 2 controle. Cele mai multe la retailer, deci la magazine, 154. În sectorul servicii, deci alimentație publică, 67. Și producători primari care vând direct consumatorului final, cum sunt laboratoarele de patiserie, cofetărie, 13 controle. În total, 244.